Daniel Horcea, președintele PLR Bălești, spune că cea mai importantă problemă a locuitorilor este lipsa apei potabile. Acum, pe timp de caniculă, este foarte greu ca oamenii să aducă apa cu butoaiele din satele vecine. Ținând cont că este caniculă, în primul rând este problema apei potabile, care este din ce în ce mai puțină. Oamenii au nevoie să-și ude grădinile, culturile, să-și folosească pentru uz casnic. Și sunt probleme destul de mari. În unele sate nu s-a alimentat, nu au fost alimentate cu apă potabilă. Ar exista o soluție la această problemă? Adică bănuiesc că oamenii nu sunt vinovați pentru consumul de apă. E o necesitate, o utilitate care ar trebui să fie în 2015. S-ar putea fura un puț în zonele unde nu este suficientă apa și cred că asta ar rezolva problemele cetățenilor. De ce nu se furează puțul? De ce nu se face așa ceva? Nu sunt bani? Care ar fi explicațiile autorităților locale? Ce spun? Aici ar trebui să-i întrebăm pe dumnealor, că ei prind banii în buget și știu cum își repartizează veniturile. Oamenii sunt în pragul disperării, fără apă potabilă la peste 35 de grade Celsius și nu înțeleg cum nu se poate găsi o soluție. Unul dintre locuitori se plânge că a fost amenințat de către un fost consilier pentru că tot deranjează cu întrebări despre apă. Din toate satele astea mutate, ăștia sunt care n-au nimic. Cum e posibil la Buduhala, în capul satului, să aibă apă de la Tismana Bun și aici, în capul satului, să aibă gaze și tu n-ai? Cum gândește așa ceva? Adică a rămas un segment de sat care n-are nimic. Nici aia, nici aia. Știți când curge apa în Cornești? Înainte de alegeri, cu 2 săptămâni. Nu vă... Serios? Păi atunci o să fie mai des alegerile, sau cum? Eu vă spun sincer, eu nu v-am pus în minte, că sunt destul de în vârstă. Deci, să fi serios, atunci au locuitorii din Bălești apă. Serios, și vă argumentez cu oameni, cu 2 săptămâni înainte de alegeri, curge apa prin toate țevile, țâșnește peste tot. Iar dacă te duci acolo, este posibil să fii puțin amenințat? Să se spune ciocul mic? De către domnii consilieri? Care? Dați-ne nume. Cine spune ciocul mic sau cine amenință? Pe cine amenință? Dumneavoastră, ați fost amenințat? Eu nu. Altcineva a fost amenințat? Cu mine. Cu mine nu și-au permis. A fost amenințat? Dar vă spun că am fost și eu amenințat în altfel. Acum, dacă puteți să spuneți, adică sunt acuzații grave că ați fost amenințat. Da, sigur. Am fost amenințat, asta a fost problema, am rezolvat-o rapid, pentru că am răspuns și eu în aceeași măsură, pentru că o mână spală pe alta. Dar nu aș vrea acum ca să vin cu acuze. Care consilier local a amenințat? Este vorba de un fost consilier de pe la Bălești, unul Moșteoru, care nu mai există în consiliul local. Președintele PMP Bălești îl acuză pe primarul localității că, în loc să rezolve problema apei, plătește sume exorbitante pe studii de fezabilitate. În loc să facem cu apa pentru cetățeni, să mai forăm pentru satul Ceauru un puț, domnul primar a plătit un studiu de fezabilitate de 1.300.000.000, chiar anul acesta, care bănuiesc că nu era atât de necesar, știind că și cu un an în urmă oprea apa tot datorită faptului că se spunea dumnealui că nu are bani să mai facă un puț să suplimenteze necesarul de apă pe care locuitorii îl au nevoie. Cu toate explicațiile pe care le-a dat, primarul nu va convinge decât atunci când localnicii din cele 4 sate cu probleme vor avea apă. Sunt în probe tehnologice cu apa de la Tălpășești, Stolojani, Găvănești și Cornești, Cornești vechi. Ce v-am spus eu înainte, era vorba despre satul nou, Cornești vechi. Suntem în probe tehnologice, iar în circa 2 săptămâni de zile, oamenii vor putea fi branșați la acest sistem centralizat de apă. Conducta trece pe la poartă, vă dați seama. Deci dacă venim peste 2 săptămâni... Peste 2 săptămâni începem să branșăm oamenii, cei 2000 de oameni din cele 4 sate care vi le-am amintit. Da, iar nu mai puțin. Înainte de campanie electorală, înainte de alegeri, au apă. Cum e posibil să aibă atunci 2 săptămâni înainte, o săptămână cum de înainte? Alegeri? Nu. Și au spus, vă arătăm în declarațiile, au spus că înainte de alegeri au apă curge în continuu. Unde să curgă în continuu? Acolo, în Cornești noi. Nu. În Cornești noi nu s-a dat drumul la sistemul centralizat de apă.
Avem apă la o pompă, tot așa, prin grija noastră, administrației publice. Vom reveni la Bălești pentru a vedea ce se întâmplă cu probele care se efectuează la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și dacă locuitorii vor beneficia în sfârșit de această utilitate în cele patru sate.